Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu și avem un nou episod de politică pe bune cu invitații mei, domnul deputat PSD de Galați, bineînțeles, domnul Nicolae Dobrovici Bacalbașa, bine ați venit alături de noi, Bacalbașa, și domnul Florin Păslaru, consilierul președintelui Camerei Deputaților, bine ați venit alături de noi, domnule Păslaru. Domnilor, o nouă scrisoare, că tot se poartă corespondențele, am văzut, din partea Europei către România și o nouă reacție din partea președinților celor două camere ale Parlamentului Românesc, bineînțeles, domnii Tăriceanu și domnul Liviu Dragnea. Cum comentăm? O imensă golănie la adresa României ca țară și a poporului român, o dezvăluire suplimentară, dacă mai era nevoie, că suntem tratați ca o colonie, este o încercare din partea unui luxemburghez și din partea unui olandez de a călca în picioare suveranitatea poporului român reprezentată de Parlament. Să nu uităm că Olanda este extrem de îngrijorată de portul Constanța, o concurență la Rotterdam, o alternativă la drumul Mătăsii și ar vrea să pună mâna pe el, că tot ce s-a făcut cu sudoarea acestui popor au înhățat unii și alții. Și sigur, avem o structură de dominație a Europei de către nemți și de popoarele asemănătoare Germaniei, mă refer aici și la olandezi, care este Partidul Popular European, PPE, structura de subjugare a Europei, care la ora actuală nu este de stăpâni și de dominați, ci exprimată prin eufemismul Europa cu două viteze. De scârba asta, nu numai eu am exprimat-o, culmea un om pe care eu nu prea îl înghit, dar care e deștept, Băsescu. A avut aceeași scârbă. Dacă îmi permiteți, două observații. Una, cum spune domnul deputat Bacalbașa și spune bine, olandezii vor să pună mâna pe portul Constanța. Dar atenție, nu să-l dezvolte. Vor să pună mâna pe portul Constanța pentru a-i anihila activitatea în așa fel încât portul Rotterdam să rămână ceea ce este acum portul Rotterdam. Pentru că noi suntem o concurență extrem de serioasă. Când spun noi, mă gândesc la portul Constanța. A doua problemă. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Vă dau un exemplu extrem de clar despre cum vede România. Delegația României la Strasburg, făceam parte din acea delegație acum 2 ani și jumătate, la un moment dat, președintele delegației, e vorba de un coleg de-al nostru, un senator, Titus Corlățean, spune, domnule, delegația, vreau o întâlnire cu dumneavoastră. Perfect. Ne-am dus, ne-am întâlnit, vorbeam de Schengen. 40 de minute cât am stat de vorbă, domnul Juncker scria mesaje pe telefon. La un moment dat a spus, mulțumesc mult, foarte constructivă întâlnirea, vedem ce se poate face, la revedere. Cam așa vede domnul Juncker, așa cum spune domnul deputat, un popular convins, un anti-român. Cam așa vede România. Și atunci, sigur, noi va trebui să luăm măsurile... Poziția domnului Juncker este în măsură de a fi anti- sau pro-român? Păi, da, este, din păcate, este, așa cum se spune despre Schengen, că, nu vedeți, întotdeauna când spui Schengen, te gândești la protejarea granițelor Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, România este recunoscută ca fiind una dintre țările care are graniță cu Uniunea Europeană, se situează la granița Uniunii Europene, care are granițele foarte bine protejate. Deci una din țările care protejează foarte bine granițele. E, uite că tot nu intrăm în Schengen, pentru că i-am dat o conotație politică. E clar că cei din nucleul dur, dacă vreți, al Europei, și aici mă refer la Luxemburg, la Franța, la Germania, chiar la Italia, sunt puțin împotriva României. Suntem 20 de milioane de locuitori. Suntem așezați geostrategic extrem de bine, geopolitic extrem de bine. Avem bogății naturale. Sigur că suntem interesați, sau sunt interesați cei din Europa, ca noi să rămânem aici unde suntem. E, uite, guvernul PSD nu-i de acord cu lucrul ăsta. Uitați-vă la numirea de miniștri. Până acum un an de zile veneau cei care conveneau Europei. Acum vin cei care convin României. Și sigur că asta deranjează pe mai mari Europei.
De-aia cred eu că ceea ce facem noi, ceea ce face Partidul Social Democrat și sper ca domnul deputat să fie de acord cu mine, face bine pentru țara asta. Sigur, poate în detrimentul altor țări, dar noi trebuie să ne vedem interesul nostru. De ce reușesc vocile care, evident, propagă un mesaj de trădare de națiune să fie atât de bine ascultate în Parlamentul European? Suntem destul de vocali acolo? Deci, de la bun început, acestea nu sunt voci ascultate. Ăștia sunt trădători de țară care sunt promovați pentru a controla economic total această zonă devenită piață de desfacere și sursă de materii prime. Mă mir că nu înțelegi că la 70 de ani, după ce și-a zburat creierii, Hitler a câștigat războiul și a făcut-o asociind și Franța, ceea ce și făcuse prin Vichy în al doilea război mondial, prin mareșalul Pétain, cel care a învins pe francezi în primul război mondial, în al doilea război mondial, care a fost o continuare, timpul 2, al acestei drame europene, a războiului civil european, dacă vrei să îl denumim așa, a subjugat Franța și a căutat ca într-un fel să o coopteze la un control. A vrut să coopteze și Anglia, că de-aia s-a dus Hess atunci cu avionul. Nu putem să măsurăm flexibilitatea coloanei vertebrale a Franței cu cea a Angliei, pentru că Franța întotdeauna a știut să joace cât se poate de avantajos pentru ea. La ora actuală, Franța lui Macron este bara-bara cu Madame Merkel, care este marea stăpână a Europei, iar noi suntem slugi. Iar slugile stăpânilor noștri sunt stăpânii noștri. Și anume, ăsta este statul paralel. Structura de slugi a stăpânilor noștri din străinătate, care reușesc cu surse uluitoare de bani, obținute cu încălcarea tuturor legilor, cu banditism economic prin apropiere de toate structurile care ar trebui să controleze. Deci ai bani necontrolabili, nemăsurați, cu care reușești, prin deturnarea justiției și parazitarea vieții economice, aproape 20% este în afara fiscalizării și în beneficiu unei concurențe neloiale. Nu intru în detalii mai mari, că n-am chef să mă calce mașina. Dar ca să înțelegi ce se întâmplă. Și noi trebuie să fim niște tipi care spunem da. Cine nu spune da, are necazuri. Aceste necazuri pot merge de la detenția care față de anii 50 nu se soldează cu scoaterea unghiilor și dinților, cum era securitatea până în 64, dar care în anumite situații, vezi cazul Bica, se poate solda cu dăunează grav sănătății. Este în beneficiul Europei ca în an centenar România să fie atât de profund divizată? Da. Da, este în beneficiu Europei, e un lucru grav pe care îl spun. Este în beneficiu Europei ca orice țară care nu convine nucleului de conducere, nucleului dur al Europei, și sunt țările pe care le-am amintit mai devreme. Ungurii, polonezii. Este în interesul lor ca un concurent să fie cât mai divizat, sigur, și ei sunt interese. Uitați-vă că geostrategic cineva ne încântă, dar de fapt trebuie să fim atenți că cineva vrea să ne ia ceva. Rușii spun despre noi, președintele Putin spun domnule Basarabia românilor. Dar noi trebuie să fim foarte atenți la relația dintre domnul Putin și domnul Orban. Că noi vedem ce se întâmplă cu zona Transilvaniei. Deja Chelemen Hunor, președintele UDMR-ului, spune suntem de 1000 de ani aici și de 100 de ani subjugați României. Este un lucru inacceptabil, nu se poate. E anul centenar totuși. Deci noi vrem să arătăm cât de uniți suntem, ce spune, cât de mult respectăm istoria, cât adevăr se găsește în istorie și cei din jurul nostru vor să ne fărâmițeze. Să nu uităm că Transilvania este un izvor nesecat de resurse naturale. Deci avem tot ce își poate dori orice mare putere.
în subsolul acestei zone de țară. Avem aur, avem gaze naturale, avem uraniu, avem multe, 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 multe. Avem bazinele carbonifere care sunt închise și care, dacă ne uităm atent, din păcate sunt închise, pentru că în Europa se redeschid, pentru că există materie primă foarte ieftină pentru a face ceea ce se numește curent electric, pentru că avem nevoie de așa ceva. Ei, toate lucrurile astea fac ca cei din jurul nostru să dorească ca în anul centenarului și se dovedește că pe undeva reușesc să avem tot felul de frământări sociale. Uitați-vă cum a început 2018. Dar, din fericire pentru noi, pentru români, țara e condusă cum trebuie. Acum, avem și aliați cu adevărat fideli intereselor României ca stat unitar? Nu există aliați. Nu există aliați. Exact. Nu există aliați. Există interese. Aici există interese. Au un interes, sunt prieteni cu noi. Nu există interes, nu mai sunt prieteni cu noi. Și în zona europeană? Păi mă refer în primul rând în zona europeană. Uitați-vă la Statele Unite. Sunt aliații noștri pentru că au interes și noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite pentru că Statele Unite au interes militar în zona României. Sigur că și noi venim și spunem, domnule, noi ne expunem, pentru că baza de la Debrecen înseamnă o expunere a României față de potențiali adversari politici sau armate. Cu risc mare, exact. Și atunci ce facem? Cerem și noi niște avantaje. Dar aici trebuie să vedem că am negociat foarte bine. Deci renaște industria de armament, sunt lucruri spuse, sunt lucruri pe care ar trebui să le știe toată lumea. Vin și fac, noi avem un contract să facem nu știu ce mașini, niște taburi, O plus 1 să numesc ele, din punct de vedere tehnic, păi ei vreau să le facă prima dată în Polonia, după aia în Ungaria și i-am convins să le facă în România. Vă dați seama că dacă vine acea investiție, înseamnă locuri de muncă. Numai. Sigur că aici, imediat termin, că sigur că lucrurile astea fac din România un partener interesant. Statele Unite au înțeles lucrul ăsta. Sper să înțeleagă și zona asta a Europei, care încă vor porturi, încă vor Transilvania, încă vor multe alte lucruri. De e foarte important ca acest guvern să-și vadă de treaba lui, și aici revin la guvernul care e în facere acum, să-și vadă de treaba lui să meargă bine, să performeze pentru români. Dar uitați-vă în sondajele de opinii, indiferent ce spune lumea despre PSD, Partidul Social Democrat în totalitate stă foarte bine în sondaje, stă undeva la 43-46%. Este exact ceea ce vorbeam într-o discuție anterioară. Nu afectează faptul că se schimbă guvernul propriu-zis? Nu. Au fost atât de multe schimbări de guvern, dacă este să reluăm ideea, deci și în Franța. Deci toate schimbările de guvern s-au făcut în situația în care s-a încercat să se trateze cu statul paralel, adică cu reprezentanții stăpânilor noștri, care devin stăpânii din umbră a acestei țări prin delegare în afara Constituției. Pentru că Constituția României nu spune că România este o colonie germană, ci spune că este un stat suveran, republică, parlamentară. Nu ne comparăm ca... Da. E, ce se întâmplă? Problema este că și Trump este supus unei presiuni a structurilor secrete, ascunse sub hashtag rezist, care înglobează Wall Street-ul, serviciile secrete, o parte dintre ele, o parte din presa de mainstream, așa zisă, și care ce înseamnă pentru poporul american? Pentru ăla care e ca mine, simplu. Păi, de fapt, Trump cum a câștigat? A zis, sunteți prima generație care trăiește mai prost decât părinții voștri. În anul ăsta, 1917, miliardarii lumii au devenit, ținte bine, de 4 ori mai bogați. Iar toți devenim din ce în ce mai sărac. Clasa de mijloc tinde să dispară și în Statele Unite și în România, unde de fapt nici nu s-a format. Și mesajul lui Trump a zis că, domnule, banditism, care e miliardar, pe ce a făcut el? A zis, domnule, terminați cu banditismele, nu se poate polariza la extrem și nu puteți deveni voi stăpânii nesături a lumii, iar restul să devină o plebe din ce în ce mai săracă. Cum va termina Trump? Este foarte greu de spus. Bulgăroaica, oarbă,
care era prezicătoare și care în 73% din cazuri a avut niște clar viziuni care s-au adeverit, a vorbit despre un președinte al Statelor Unite negru când nimeni nu se aștepta la așa ceva și următorul președinte care va fi omorât. Într-adevăr, Trump are foarte mare curaj și are foarte mare viziune. A reușit să spună cu curaj niște lucruri pe care toți ceilalți se temeau să le enunțe. Lumea a fost șocată, dar după aia s-a prins că este chiar așa. Dacă noi avem o șansă, avem o șansă prin faptul că nemțelăii nu se înțeleg perfect cu Trump. Da, și că și America reprezintă și Trump și alții. Pentru că, de fapt, revenim la Biblie și la cele 10 porunci și la lăcomie ca păcat fundamental biblic, ori lăcomia stăpânilor lumii este la ora actuală ieșită din țâțânile rațiunii. Puneați dumneavoastră întrebarea de guvern, parcă. Sigur. Da. Credeți că pe românii interesează, domnul profesor, credeți că pe românii interesează cine e prim-ministru sau cine e ministru? Îl interesează câte luni sau câți ani este un guvern? La câte luni se schimbă guvernul? Nu, este eu cred că pe relevant. Românii interesează să trăiască mai bine, să aibă salarii decente, să aibă ce pune pe masă, asta e foarte important. Iar pe Partidul Social Democrat le-a arătat că, așa cum guvernăm noi, cu schimbarea premierului din 6 în 6 luni, uite că mergem din ce în ce mai bine. Nu vedeți că toată lumea țipă, spune că programul de guvernare nu e bun, că e șubret, că ce o să întâmple, că vine cu tremur, că vine potop. E, uite că până acum este bine. De-aia am spus eu mai devreme, să fim atenți la sondaj, că stăm după un an de guvernare, un an destul de complicat politic, stăm bine în sondaje, ceea ce înseamnă că românul de rând, cel care este, de fapt, e chintesența societății, românul de rând apreciază ceea ce facem noi. Și la Davos, unde s-au întâlnit toți conducătorii lumii, acum sunt acolo s-a toți. Făcut o sinteză, ce se întâmplă în această lume. Și s-a constatat că România face parte din primele 10 țări emergente, adică care au fost sărace și care urcă. A fost o Românie care, sigur, era cenușie, era strivită de Fondul Monetar Internațional și de datoriile care s-au plătit integral, că n-a mai avut România lui Ceaușescu, care era dezvoltată și s-a venit cu o structură deasupra convenită de americani la acea dată și de Gorbaciov, care era omul americanilor, și cu un prim-ministru cu pulovăraș, a cărui tătic general de securitate sovietică de pe vremea lui Stalin vroia să dea dobrogea sovieticilor și să facă din Transilvania Republică, domnul Neulander, zis și roman, și tânărul roman, Neulandero catalan, că măsa era catalancă din Spania, deci cu zero sânge românesc, a spus toată industria românească este o adunătură de fier vechi. Nu era o adunătură de fier vechi, dar cu ajutorul lui domnul roman Neulander a devenit. Bun, după ce ne-au distrus, ne-au luat oamenii, pentru că, de fapt, această Europa cu două viteze, care de la început erau două viteze, deci, regimul colonial al țărilor din estul Europei au fost trecute de la sovietici, economic, la Occidentul dur. Ce aveau nevoie? Au distrus industria și mai ales agricultura românească, că de-aia s-a belit tot ce era irigație. Franța era nebunită de domnul Mitterrand s-a ocupat de distrugerea agriculturii.
Dar au mai avut, au avut nevoie de ceva. De muncitorii albi, nemusulmani din România. Pentru că Madame Merkel, sigur că este o mutare aducerea, primăvara arabă, așa zisă, și aducerea masivă a musulmanilor în Europa, o mutare care vizează multe obiective, dar unul din ele era, în condițiile scăderii natalității din Europa, aducere de forță de muncă. Și atunci conservatorismul britanic a salvat, de fapt, Anglia și întregul imperiu al Marii Britanii de tot ceea ce se întâmplă acum în România, faptul de a fi confiscată România românilor? Răspund eu? Vă rog. Marea Britanie a făcut un lucru destul de bun. Ei își dau seama, dar nu Marea Britanie, cât Europa își dă seama ce înseamnă Uniunea Europeană fără Marea Britanie. Lăsând deoparte bătălia pentru locurile pe care le lasă eurodeputații britanici, am înțeles că și noi, România, deja avem un loc de 32 de locuri, avem 33 de locuri și asta e un lucru bun. Bun, parțial bun, pentru că Marea Britanie avea un număr destul de mare de locuri, din păcate unul singur a revenit României. Deci uitați-vă la Marea Britanie. Normal. Marea Britanie, domnule, își dă seama că ei trăiesc bine fără a fi membri în Uniunea Europeană. Ei oricum aveau un statut special. Asta înseamnă că statele membri din Uniunea Europeană au nevoie de Marea Britanie. Uitați-vă la niște chestii simple. Marea Britanie, la ora actuală, își curăță parcul de mașini. Vedem pe străzi, din păcate, da, în România, foarte mulți șoferi cu volan pe dreapta. Ceea ce înseamnă că ei au găsit o oportunitate. Dacă toată Europa știe că te duci în Marea Britanie, mașina ieftină și a plecat. Trebuie să recunoaștem un lucru nespus, centru mondial de spionaj, de inteligență la Londra. Deci lumea are nevoie de așa ceva. Adevărurile astea costă foarte mult, adevărurile care se mișcă în lumea informațiilor. Exact, informația din lumea informațiilor, da. Marea Britanie are o economie extrem de puternică. Pe plan mondial e așezată foarte bine geostrategic. Există un număr însemnat de state care recunosc în continuare pe regina Marii Britanii ca suverana lor. Deci Marea Britanie a făcut un pas extrem, extrem de important și mai important este faptul că dau vina și pe Uniunea Europeană. Din cauza voastră am ieșit de acolo. Voi sunteți vinovați. Deci în negocieri au de câștigat. Cred că Marea Britanie are mult de câștigat și nu numai eu. Foarte mulți analiști politici, oameni care văd așa geopolitic și evident îi costă la nivel economic ieșirea aceasta din Uniunea Europeană. Sunt costuri pe care le are și Marea Britanie, pe care le are și Uniunea Europeană. La ora actuală se spune că Marea Britanie are de dat nu știu câte miliarde de euro Uniunii Europene. Să vedem dacă eu da. Știi, unul din marii dizidenți ex-sovietici a scris o carte care s-a tradus și în românește despre Uniunea Europeană ca URSS-ul ălaltul. Deci că este de fapt aceeași structură, copleșit de aceeași birocrație și ținte bine de aceeași corupție. Deci corupția nu este atât în România. Corupția, de exemplu, la nemți e uriașă. Nemții ne-au pus să facem securizarea frontierei pentru Uniunea Europeană cu cheltuirea de sume uriașe pe echipament furnizat de ei în condiții de corupție majore, în care au participat, se pare, până și Schröder și alții, adică oamenii de la vârful Germaniei, după ce noi am cheltuit toți acești bani, ne-au belit de bani, de eforturi, au zis, care Schengen? Nu că voi sunteți corupți, vă facem și MCV, care nu e prevăzut de nicio formă legală, deci este un instrument de supunere colonială, extralegală a României și tot ce era legat de corupția germană legată de EADS este interzis. Nu îndrăznește niciun procuror român să deschidă gura despre EADS. Ordin de la Madame Merkel. Jawohl! Deutschland, Deutschland, über alles. Și acum e în Germania deasupra tuturor. Sigur că poți să spui că e deasupra a tot ce e pentru un individ, dar poate să fie și deasupra tuturor de pe continentul ăsta.
Domnilor, să încheiem cu analogia cu Biblia, că tot am discutat despre textul sfânt. Și acolo David a avut câștig de cauză în fața lui Goliat. Probabil că în momentul acesta, cam astea sunt proporțiile în ceea ce privește România și ceea ce există în jurul ei. Singura noastră șansă, noi am stat în ochiul ciclonului, între trei imperii care vreau să se extindă. Austria, Rusia și Imperiul Otoman. Imperiul Otoman, în mod paradoxal, a fost el mai corect cu noi. Să nu uităm că niciun musulman nu se putea stabili pe teritoriul țărilor române și nici o moschee nu se putea ridica. Au fost, cât se poate, de corect și ne-au lăsat în legea noastră. E, șansa noastră este acum să se certe nemții cu americanii și să supraviețuim și noi. Iar cea mai mare șansă, știi care este, după părerea mea? Că nemții nu mănâncă carne de om. Că altfel eram de mult mâncați. Eu gândesc în felul următor. Vedeți ce se întâmplă, acea scrisoare cu care am început emisiunea. Lumea este îngrijorată de ce se întâmplă în România. Brăjel, cuvinte de doi bani. Lumea este îngrijorată de faptul că România este pe un drum bun acum. Și că între cele 10 țări emergente, primele din lume. Și mai mult decât atât, anul trecut, parcă noi am fost pe primul loc în România, în Europa, la creștere economică. Ei, lucrurile astea deranjează foarte mult. Dovadă că sunt anumite state care devin extrem de amabile cu România, cum sunt Statele Unite, sigur, respectându-și interesele lor. Dom'le, într-o negociere, respecti adversarul politic pe care îl ai. Dar asta nu înseamnă că îl dușmănești. Deci vezi ce interese ai el, vezi ce interese ai tu, în așa fel încât interesele tale, dacă sunt pe placul tău, atunci ești de acord cu negocierile pe care le ai cu ei. Începem să devenim un pol destul de interesant din punct de vedere militar, economic, politic în zonă. Încercăm să luăm fața Poloniei, nu știu dacă vom putea. Cert este că la ora actuală România este pe un drum bun, vede românul lucrul ăsta și ce e mai important, văd și puterile occidentale. Mișcările pe care le fac puterile occidentale de nemulțumire, să știți că este un semn foarte clar că sunt îngrijorați de drumul bun pe care... Este o îngrijorare a colonialistului văzând că colonia începe să miște și vrea să devină ceea ce este prevăzut în legi, un egal. Ori, în momentul în care România va încerca, și este exact ca în Alabama, în sudul Statelor Unite, în 1950, când un negrălău vroia să stea pe locurile pentru albi sau să intre într-o cafenea de albi. Că noi nu suntem negri, dar în ochii lor suntem vopsiți. Plec de la ideea dumneavoastră, domnule Păslaru, și într-adevăr, respectăm principiul bulgărului de zăpadă, odată ce ne-am pornit, cred că vom deveni avalanșă, noi ca stat, la mulți ani România și să vorbim în continuare românește în țara noastră. Încă e voie! Vă mulțumesc pentru prezență, domnilor. Vă aștept și în următoarea emisiune. Avem în continuare ce discuta și ce dezbate. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere!